Ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, este în legătură telefonică directă cu noi. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această intervenție. Prima întrebare este, domnule ministru, de ce ați ales-o pe Irina Rimes în acest post de ambasador onorific? Bună seara! I-aș spune mai mult promotor al evenimentului. De ce? Din câteva motive simple. Vrem ca tinerii să devină consumatori de produse culturale, vrem ca tinerii să devină interesați și atrași de cultură, vrem să colaborăm cu modelele tinerilor care se bucură de încrederea și, și simpatia lor. De aceea, ținând cu atât, îi mulțumesc Irinei Rimes pentru că ne-a acordat tot sprijinul în promovarea acestui eveniment. Bun, acest promotor, noastră l-ați intitulat în conferința ambasador onorific, acum îi spuneți promotor, ceea ce înseamnă altceva, este pe bani, domnule ministru, sau este gratuit? Nu, a fost un gest benevol al Irinei și atunci nu putem decât să fim recunoscători, pentru că nu a ridicat absolut nicio pretenție. Bun, domnule ministru, ați vorbit cu această artistă, ați întrebat-o dacă știe ceva despre Constantin Brâncuș? Noi nu am invitat-o aici în calitate de specialist în arta lui Brâncuș, în calitate de critic de artă. Noi am invitat-o pentru că are aproximativ 1 milion de urmăritori pe 2 rețele de socializare și scopul nostru a fost tocmai acela de a penetra zone sociale, acolo, cum să vă spun, unde cultura nu a avut acces până acum. Am înțeles. Nu, iertați-mă, dar puteți invita o vedetă porno, care are 20 de milioane de urmăritori. Mi se pare nepotrivită comparația, pentru că Irina Rimes, una peste alta, este un artist serios. Nu, dar nu poți să te orientezi după numărul de urmăritori. Puteți să luați un manelist, care are poate 2 milioane. Poate, nu știu cu cine vorbesc. Este domnul Val Vâlcu, este jurnalist de CNews, domnule ministru. Da, domnul. Deci noastră spuneți că v-ați orientat doar la acest sector, numărul de urmăritori. Dar totuși, domnule ministru, când vii și te intitulezi, nu spuneți, a spus ambasador onorific, acum îi spuneți promotor. Contează cum dai mesajul despre Brâncuș. Domnule exact. Ministru, de ziua lui Brâncuș. Adică dacă îi zici coloane infinitului să... o chestie... Ar trebui să etichetăm niște tineri care și-au arătat deschidere în a promova un fenomen cultural. Aceste comparații complet deplasate. Îmi pare rău că domnul Vâlcu poate să se ducă până acolo cu astfel trebuie de să comparații. Mă pare rău pentru ce ați făcut, domnule ministru. Nu se poate să nu poată am lega două cuvinte. Ați vorbit cu dânsa înainte. Ați întrebat-o. Ați spus-o să cânte. Ce a făcut? Cum da? Vine oricine notoriu, are 2 milioane de urmăritori. Trebuie să ne gândim că totuși dânsa a crescut în Basarabia, vorbește și rusa. Poate pe gură, pe gură vorbești. Așa sigur spus, că în momentul în care vrem bloggerii vorbesc pe gură. Să căutăm astfel de greșeli. Îmi pare rău. Da, știu că... Domnule, n-ați spus o să cânte, domnule ministru. Poate interpreta cu mult talent o melodie, citea cuvintele, le învăța pe de rost, nu? O puneți să vorbească. Dar nu era scopul și nu uitați publicul pe care încercăm să-l câștigăm prin pași mărunți, nu prin abordări elevate, pentru că nu ăsta este scopul. Scopul este să atragem tine spre fenomenul cultural, tine care până eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule ministru, slavă Domnului, avem suficiente opere ale lui Brâncuș în țară, astfel încât să încurajați ceea ce numiți dumneavoastră segmentul de ușor de pătrunț, da? Segmentul tinerilor. Ideea e bună, dar... Răspundeți-mi sincer la o întrebare, domnule ministru. V-ați simțit rușinat când auzeați ce spunea Irina Rimes despre Brâncuș? Nu trebuie să punem problema astfel. Pentru că, repet, Irina a făcut un gest benevol. În momentul în care stăm să o judecăm că nu e specialist în arta lui Brâncuș, abordarea, din punctul meu de vedere, nu este potrivită. Pentru că nu ăsta a fost scopul prezenței ei. Scopul prezenței ei este ca măcar o parte din urmăritorii ei să fie atras pe fenomenul numit Brâncuș. Așa este, dar contează și ce transmiți despre Brâncuș. Așa este, domnule ministru, dar contează ce spui despre Brâncuș. Vă reproșați, domnule ministru, că echipa dumneavoastră de la minister, de exemplu, n-a stat mai mult de vorbă cu Irina Rimes să explice
cam ce trebuie să se întâmple de ziua lui Brâncuș și ce însemnătate are Brâncuș, nu pentru România doar, pentru întreaga lume. A fost prima acțiune a noastră de acest gen, primul demers de acest tip și, într-adevăr, anumite lucruri se puteau face mai bine și din greșeli învățăm cu toții. Dar, repet, eu vreau să vedem în primul rând partea bună a lucrurilor, iar toată această efervescență, faptul că și dumneavoastră în emisiune vorbiți despre acest subiect, eu zic că acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu exista... Deci l-ați promovat pe Brâncuș printr-o gafă. Da, este o manieră răutăcioasă de a interpreta lucrurile. Adică, dacă e tot domnul Vâncu, ați plecat totuși de la vedete porno și... eu încerc să vă explic ce am vrut să fac. Dacă dumneavoastră vreți să numiți asta gafă, e punctul dumneavoastră de vedere și de respect. Dar nu pot fi de acord cu el. Regretați, domnule ministru, această alegere sau spuneți că trebuie să vă gândiți mai bine sau să pregătiți mai bine evenimentul? Eu pe de altă parte, sigur, sunt anumite lucruri care pot fi făcute mai bine, dar mie vin și rapoarte legate de ce înseamnă mediatizarea evenimentului și vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă motoare de căutare... Aveți date? Este spectaculoase. Eu am vrut... Gândiți-vă că până acum nu vorbesc de Ministerul Culturii doar, dar în general fenomenele astea culturale au fost aproape inexistente în ceea ce înseamnă mediatizare. Sigur că unele lucruri pot fi comentate, se puteau face mai bine sau se puteau face altfel, dar în momentul în care chiar se face ceva, eu zic că în primul rând lucrul ăsta trebuie apreciat, pentru că până acum nu s-a mișcat Bun. Nimic. Domnule ministru, o ultimă întrebare. Spuneți așa că 1 milion de tineri sunt virginii între ale lui Brâncuș. De unde aveți aceste date? L-am citat pe Lucia Mândruță. Au preluat mai multe site-uri și mi-au pus... mie vorbele astea în gură, dar nu, eu am... Dumneavoastră citați din Lucian Mândruță? Da. Da, am avut o intervenție telefonică la un alt post de televiziune. Da. Și am dat exemplu de diferite luări de atitudine. Și am spus că Lucian Mândruță a afirmat într-o postare că 1 milion de tineri care erau până acum virgin între ale lui Brâncuș au aflat... de arta lui Brâncuș. Am dat un citat dintr-o postare a unei personalitate, ziceți? Bun. Domnule ministru, la o persoană publică atunci. Păi e o diferență foarte mare, domnule ministru, între o personalitate și o persoană publică. Dar, la Hobița, domnule ministru, ce mai faceți? Da, la Hobița. Acolo vorbim de o casă de care e deschisă publicului pentru vizită, dar acea casă nu este casa Brâncuș. Ea este o replică făcută în anii 70. Da, știm. E denumită casa Muzeul Constantin Brâncuș. Casa originală, din păcate, știți că aproape că nu există. Se află într-o situație mai mult decât precar. Acolo a fost și un incendiu. Această casă au rămas doar câteva elemente. Bun, și ce faceți cu... Așa este. Știm cum arată casa de la Hobița. Ce faceți cu ea? Păi, nu există casa ca să facem ceva cu ea. De aia s-a și făcut o replică. De acolo au rămas niște pârne, iar în acest moment, managerul interimar al Muzeului Național Constantin Brâncuș a demarat discuții cu rudele care dețin aceste resturi, ca să le zicem așa. Sunt practic ea poate fi refăcută, așa? Nu, a trebuit refăcută de la zero. Nu, adică nu ai pe ce construi acolo. Da, domnule ministru. Așa, ați discutat cu rudele și? Și se dorește valorificarea, conservarea și valorificarea acestor pârne pentru a fi expuse în zona viitorului muzeu. Deci, am înțeles. Și respectivele bucăți le puneți unde? Le expuneți unde? Păi, aici sigur că e vorba de un concept muzeal. Îmi cereți mie să fiu specialist. Acolo, în momentul în care cineva va crea întregul concept, se va găsi locul undeva, dacă se va reuși în primul încă nu, sunt niște pași care trebuie urmați pentru a intra în poziția lor. O ultimă întrebare, domnule ministru. Cine a avut ideea cu Irina Rimes? Dumneavoastră, consilierii, a fost un studiu de piață sau ce s-a întâmplat? Nu, a fost o discuție împreună cu stafful meu de consilier și s-a ajuns la această concluzie, pentru că asta am cerut eu, în primul rând, să găsim o soluție pentru a atrage tinerii, pentru că asta am afirmat. Deci un consilier v-a sfătuit să o alegeți pe Irina Rimes? Da. Am înțeles. Și dumneavoastră ați fost total de acord?
Păi mai nu, dar eu am cerut soluții pentru, diferite soluții pentru atragerea tinerilor către fenomenul cultural. Și, repet, acesta este doar un prim pas. Intenționăm să mai facem și alte lucruri, care vor fi poate la fel criticate de alții, dar eu, repet, rămân la părerea că nu putem rămâne blocați în aceleași obiceiuri vechi, în care doar anumite Bun, mai sunt întrebări din platou? Și se creează așa o enclavizare a mediului cultural și o izolare de restul societății. Și o virginizare. Cum? Da. Bun, mulțumesc, domnule ministru, pentru această... Tot aud acolo. Ce au zis, domnule ministru? A fost un citat dintr-o postare altcuiva. Dacă nu sunteți de acord cu, până la urmă, acest termen... Păi, bun, pot să pun și o întrebare. Vă rog, domnule Haliș. Păi și atunci ce vreți să înțelegem noi, domnule ministru? Haliș, mă numesc, deputat în Parlamentul României. Că dumneavoastră ați ales o persoană care are o pagină de socializare cu 1 milion de utilizatori pentru a penetra acolo, fiind o zonă virgină. Că astea sunt cuvintele dumneavoastră, domnule ministru. Și le luăm după bandă să vedeți că le-ați folosit. Așa mi înțelegeți dumneavoastră să promovați, domnișoara Mareș. Lăsați-l, are nevoie de avocat. Agresați. Da, pe dumneavoastră nu vă... Puneți-vă docul dacă vă agresez. Pentru anumite zone sociale sunt termeni folosiți în terminologia sociologică. Și așa promovați dumneavoastră cultura, nu? Asta credeți că... Nu știu, am auzit de la vedete porno până la... E păcat că ducem în derizoriu o inițiativă la... Nu, în derizoriu a dus ministrul dumneavoastră și incompetența întregului guvern pe care vă spuneam adineaori. Este sideral ce se întâmplă, domnișoară, dar poate să uită. Și vreau să vadă lumea unde a ajuns România. Pe ce mână de incompetenți și ce dacă vă vede? Foarte bine. Asta și vreau să vadă disperarea care ne-a ajuns până acum, practic de incompetența unui guvern care nu doar că insistă, ci mai vrea dacă din nou încă un mandat. Porumbel, da, trebuie să luăm și publicitate. Cum să fie rușine, domnule ministru? Ziceați să-i fie rușine cui? Să fie rușine, domnul deputat, pentru asocierea... Dumneavoastră vă fie rușine că folosiți termenii ăștia și ați utilizat pe bandă pe un post național, da? Sunt cuvintele dumneavoastră, domnule ministru, luați banda înregistrarea și puneți-vă un cap că n-aveți ce să căutați în ministerul respectiv. Da? Păi dacă zic să-mi fie rușine... Dar de ce să mă calmez, domnișoară? Doamne, ferește-mă, n-ar putea să mă comport așa la TV. Vă rog, e problema dumneavoastră cum vă puteți comporta. Trebuie să aveți și ceva ca să vă puteți comporta. Trebuie să luăm publicitate. Oricum, cei care se uită la noi nu mai înțeleg nimic pentru că vorbesc 4 persoane în același timp. Bun, mulțumesc, domnule ministru, pentru această intervenție publicitate.